Iar imaginea momentului, doamnelor și domnilor, vine din Bacău, din Filipești, acolo unde vedeți chiar în acest moment un preot care efectuează molifta din postul Paștelui. Se întâmplă, să știți, pe un sat, pe un drum din satul Filipești, în jurul bisericii Sfânta Cuvioasă Parascheva. Așadar, în ciuda vremii extrem de rele și a ninsorilor puternice, dar și a viscolului, iată, acest preot efectuează această moliftă pe străzile de acolo, având în mână și o cruce.